tuturor băieți și bine v-am regăsit în acest nou clip. Eu sunt Astral și astăzi am revenit cu un nou clip de Brawl Stars pentru că o să vă spun și vouă cum puteți face rost de cele 100 de startup-uri legendare. Rupeți butonul de like, cel de subscribe și haideți să dăm drumul la videoclip începând cu shop-ul de astăzi, pentru că au venit 3 skin-uri destul de interesante și chiar foarte, foarte value, acela fiind Crowbone, Crow, după aceea Desperado Poco și Loneless Lola. Cele mai probabil le vom achiziona pe cele două, acela fiind pe Crow și Poco, deoarece cel pe Lola nu prea îmi place așa de mult, deoarece știu că are prin special, bineînțeles, efecte, animation, numai că, nu știu, o să ne gândim mai mult dacă le vom cumpăra pe toate trei sau nu. Am dat și noi un match pe Solo Showdown și să vedem cum va decurge acest match, deoarece o să vă spun cum să obțineți aceste Stardrop-uri. Ei bine, după cum ne știți, evenimentul cu cele 100 de Stardrop-uri complet random s-a terminat chiar în ziua de ieri. Și astăzi au spus cei de la Brawl Stars că vor anunța câștigătorii care au luat cele 100 de dropuri legendare. La momentul de față nu cunoaștem niciun detaliu în legătură cu acest lucru, deci probabil o să ne vin cu un alt episod în care o să aflăm, bineînțeles, și câștigătorii care au luat aceste airdropuri. Dar eu zic că oricum este foarte nice pentru că, bro, totuși airdropuri legendare complet gratis din partea celor de la Brawl Stars. Haideți că am venit cu un alt match pentru că cel anterior a decurs cam nasol pentru că se pare că a venit un adversar în noi. Numai că data aceasta cu siguranță va decurge mult mai bine. De asemenea, țin să mă scuz de așa de la început că în ultima perioadă s-ar putea ca în unele videouri să aude sunetul foarte nasol deoarece microfonul meu s-a stricat. Deci, partenerilor, dacă existați, dați-mi și mie un microfon. Bun, haideți să vedem cum va decurge și match-ul acesta, sincer prefer să nu mai mor absolut deloc. Hai să vedem dacă reușim să luăm și acest power. Bine! Și au trece Rico. Bum, bro, bravo. Ai jucat foarte bine. Ai jucat foarte bine. Acolo avem un Gale. Bun, bro. Mines. Bun. Mamă, bro, hai! Bro, nu reușesc să-l omor, what the hell. Bine, bine. Să mi-am mare grijă, bro. Uite-l. Healing. Atenție. Uite-l. Mamă, bro! Nu pot să cred, bro. Nu pot să cred așa ceva. Dar este important că am câștigat poziția a doua. Este bine, așa avem și star drop. Atenție. Rar. Bro, de ce unul? Ah, da, stați, am uitat că nu mai sunt cele duplicate-uri. Dar oricum, cred că nu am câștigat absolut niciunul. Deci, primul skin care îl vom cumpăra astăzi este pe Crow, da. Bro, skin-ul pe Crow, sincer, îmi place foarte mult. Haideți să-i dăm și un training ground să vedeți și voi, bineînțeles, cum este acest skin. Pentru că mie îmi place extrem de mult, sincer. Și chiar l-aș dori, deoarece este primul skin pe Crow care l-am. Deci, eu zic că s-ar merita, pentru că, na, totuși, nu este un skin de 300 de gemuri, dar tot se merită. Așa că luăm chiar acum cu codul magic pe Chopin. Uitați-le aici codul Madeline. Bun. Și 79 de gemuri au plecat câte Supercell în loc de 149, bro. Uitați aici Crowbone, Crow. Și avem aici, bineînțeles, și pinul special, care nu seamănă chiar așa de mult cu skinul, dar eu zic că merge. Mai rămânem cu 786 de gemuri. Dar stai, că nu rămâne nici cu atâtea, deoarece acest skin este disponibil, după cum vedeți, la Ranked și posibil să le deblocăm la Ranked. În schimb, acesta este epic și face parte din Brawl Pass. Dacă știți bine, acela a fost tematica când a fost lansat Bell-ul, dacă mi-aduc foarte bine aminte. Și după cum vedeți, s-ar putea chiar să-l cumpărăm pe acesta și să anulăm skin-ul pe Lola, deoarece nu mi se pare așa schimbat skin-ul. Deoarece, hai să vedem dacă găsim Brawlerul Poco. Uitați-l aici, aici avem skinul acesta de Star Park. Și eu zic că sincer s-ar merita decât acesta. Acesta, hai să zici că s-ar merita. Acesta nu prea. Și acela de coinsuri care, acela cam lasă de dorit, bro. Și Lola avem aici, numai că Lola, mai fain este acest skin, sincer să vă spun. Deci mai fain este, deci probabil să rămânem direct pe skinul de Poco. Deci tot codul Madeline pe shop. Și haideți să dăm și cu acesta 79 iarăși de gemuri. Oh my god, brodere, skinuri
este skinuri peste skinuri și iarăși skinuri plus pinuri, bineînțeles. Da, cred că ne vom opri acum la 707 gemuri, pentru că după aceea o să ducem complet lipsă și nu o să mai avem în următoarele update-uri. Deci, haideți să jucăm și cu acestea care le-am luat chiar acum. Aici avem Crow-ul și, după cum vedeți, este primul skin pe Crow. Mamă, brother, ce drăguț este acest skin. Haideți să-i dăm și un meci, chiar dacă nu va decurge cum trebuie, pentru că, na, totuși, Crow în showdown pe mapa aceasta, mai bine nu. Bun, și haideți să vedem. Mamă, brother, îmi place extrem de mult, îmi place extrem de mult skin-ul acesta. Și chiar mă simt mândru că l-am cumpărat. Sincer să vă spun, mă simt chiar mândru că l-am cumpărat și că am făcut această achiziție. Pentru că, na, bro, totuși, skin de 79 de gemuri la 149, deci eu zic că oferta mai bună de atâta nu se putea. Numai că ar trebui să avem mare grijă, deoarece se pare că acolo stă acest păr și s-ar putea să ne moare. Nu pot să cred, bro, nu este posibil așa ceva, sincer să vă spun. Aceasta este momentul să jucăm cu skin-ul nou pe Poco, Desperado Poco. Uitați-vă și acesta cât de drăguț este. Și oricum, cred că o să jucăm într-un posibil sezon viitor, dar nu vă dau mai multe detalii, acele o să aveți într-un viitor video, bineînțeles, pentru că trebuie neapărat să aflați și acea chestie, pentru că s-a dezvăluit următoarele environment-uri din Brawl Stars. Dar v-am spus, nu vă dau mai multe detalii, o veți afla singuri. Aici, sincer, Poco, știți bancul acela, Nerf Poco. Haideți să vedem, uite-l aici. Dacă reușim să facem ceva, bro, ar fi top. Mamă, bro, 666! Nu pot să cred, bro, cum aș de heal. Hai, bro, poate reușesc și eu să fac ceva. Aceeași chestie, bro, aceeași chestie! Nu este posibil, aceeași chestie! A, sincer, eu cred că nu are absolut deloc rost să mai continuăm acest video, deoarece deja s-au întâmplat prea multe pentru acest video. Eu zic direct să vă abonați, să apăsați butonul de like și noi ne revedem la următorul video. Pa, pa!